Sunt principalii purtători ai germenilor care cauzează boli. Vorbim despre mâinile nespălate, care pot transmite 80% din bolile infecțioase, printre care și hepatita, cunoscută și ca boala mâinilor murdare. În timp ce oamenii susțin că se spală regulat pe mâini la bălți, numărul hepatitelor a ajuns la peste 2600 de cazuri. Fiecare dată când venim de afară, noi spălăm mâinile, înainte de mâncare spălăm mâinile, înainte de somn spălăm mâinile, timp ne îmbolnăvim. Orice infecție, acum transport e foarte periculos, așa că trebuie să fie cât mai des, cu atât mai bine. Minimum de 5 ori, dar așa numele număr, dar așa de 5 ori mă stăr mai des, mai ales copilul, și așa vara am stat odată la secție infecțioasă. Mă rog, noi trăim la casă pământ aici în Bălți și avem și câine și pisică. Больше влияет на детей, которые... Я сам отец и просто этому предостерегаюсь, потому что ребенок и хочется, как бы, чтобы все тоже почаще мыли руки и не переносили всякий вирус. Мы дукла мункари и спалмыли, так мои ртац вины на алт пар тут и спалмыли. Ну, мои номер там анди фейкари, да, ты диктори спалмыли. Де фарте мульти орти, потому что кам купил мик акума, аша аста и... Nu în moft, dar e o necesitate. Adevărul e că puțin dintre noi știu cum să ne spălăm corect pe mâini, iar alții o fac prea rar. Specialiștii spun că pentru a avea mâini curate nu este suficient să folosim detergent sau apă caldă, dar trebuie să respectăm anumiți pași. Umezim bine mâinile sub apă curgătoare, luăm cantitatea suficientă de săpun, în regiunea palmară, numai puțin de 5 ml, să punem bine regiunile palmare, părțile posterioare ale mâinilor, spațiile interdigitale, prin mișcări de rotație policele de jos în sus, regiunea logilor unghiale. În acest an, tema Zilei Internaționale a Spălatului pe Mâini, marcată la 15 octombrie, poartă sloganul Mâini curate pentru toți.